Ispita din Casa Mireasa. Un subiect care încă nu-și găsește răspunsul concret. Eu cred că e Alexia. Dacă îi spui, o supără. Alexia, eu cred că tu ești ispita. Mulțumesc. Te super? Nu. Ai dat decât îmi spui doar mie și nu, lui Alex nu. Nu mi-a mie ceva rău, adică nu știu, eu nu văd așa. Adică mi se pare o persoană super inteligentă. Man. Care știe gen să scoată anumite chestii în evidență. Pe de-o parte. Adică eu asta văd la ispit, adică nu e că vin și te ispitești, știi cum sunt pe insulă. Clar, nu e vorba de asta. Eu pe de-o parte e un compliment, e un mare compliment, știi ce zic? Dar deja a devenit oarecum frustrant, pentru că eu îl simt pe el și am discutat acea seară cu el treaba asta. L-am luat gândurile, efectiv. Înțeleg acum. Se simte că e reținerea asta. Că se gândește, deci avem momente în care ne apropiem foarte tare. Da, seama, se gândește și dacă e ispita, dacă... Da. Și e frustrant, știi ce zic? Te simți... Până la urmă, ești pe și ea om. Și dincolo de ce se vorbește... Aia, cum a zis și Robert, chiar dacă să zicem, știi... Da, spune că eram eu ispita, știi? Și eu îi ziceam că nu sunt ispita și ajungeam finală. Tot îți pierzi, nu ai încrederea aia, știi? Nu o să mai ai niciodată încredere. Aia zic, știi? Pentru că tu poate ai crezut omul ăla că nu-i ce e, efectiv. De ce crezi că sunt eu ispita? Nu știu. Aia, tu crezi că în continuare că e Alexia? Da. Eu nu o văd pe Alexia și vă spun și de ce. Îl place foarte mult pe Alexandru, eu asta văd. Și plus că nici nu am făcut nimic în sensul ăsta. Nu știu, eu cred în continuare că e Stelian, dar mă rog. Alexia sunt Stelian. Mi s-a spus că ispita scoate adevărul la iveală. Și dacă stai să pui în balanță acțiunile altor persoane din casă cu acțiunile mele, îți răspunzi un pic la întrebări. Dar asta e din perspectiva fiecăruia. Eu nu vreau să pun vreo etichetă de ispită cuiva, pentru că nu vreau să influențez nicio decizie, pentru că știu cum mă simt eu. Mă, dar nici Stelian nu cred că e. Dar la mine era prea ușor să prea era speriat că e Ramona. Că toți au zis. Și mi se pare că s-a zis și la Capricci că era foarte ușor să fiu eu o ispită. Stelian nu e... Nu era speriat de Ramona. Ba da. A spus că nu. Nu era mai speriat. A spus că nu. Mai, chiar dacă a zis că nu ăsta era motivul pentru care Stelian nu s-a apropiat de Ramona, dar nu mai zic nimic după iar se... Da, nici eu nu vreau să-mi dau cu părere aici. Dar nu era ăsta motivul pentru care Stelian a stat la distanță. Că asta cu Ramona ispita era... Și plus că la Ramona s-a ridicat ideea de ispită în secund, când Stelian a spus o singură dată, în două zile, dacă nu mă înșel, o singură dată pe zi, la două zile distanță sau o chestie din asta, că el crede că Ramona e ispita și nu insista atât de tare și nu spunea că e un impediment pentru el. Mie mi se pare vina luată de pe Ramona prea direct și prea fără motiv. Adică mai degrabă, când s-a luat vina de pe Ramona, mai degrabă se lua de pe Ionela. Păi da, pentru că era situația mult mai strânsă la ei și mult mai influențată de ideea de ispită decât la Ramona și Stelian. Până la final nu mai zic cine e ispita și deja nu știu, se vede. Cine? Păi am și zis că nu mai zic. Eu cu Diana am zis că nu mai zicem până la final. Nu ne mai dăm cu părerea cine e. Da, poate fi și o persoană de la care chiar nu te aștepți. Cine, Raul? Nu. Nu. Raul, chiar nu. Nici o șansă. Dar de ce zici nicio șansă? Mai nu știu, așa cred eu. Pentru că atunci când noi am avut o votare înainte să vii tu și a fost votat și Raul de către o persoană și au râs și cei din regii că se-au pus în platou la modul... Așa. Da, da. Era amuzant. Nu asta denotă, pentru că... Dar dacă asta e un avantaj, ca să nu credeți că de fapt nu e el ispita. Da. Nu știu ce să zic. Na, orice e posibil, dar nici eu nu cred că e Raul. Dacă aud asta, să supără mine. Poate să fie oricine, adică poți să iei pe toată lumea. Păi da, poate, chiar poate fi. Nu pe toată lumea, uite, sunt persoane scutite. Ionela, Ramona, Alex. Care s-a zis de ei? Nareș, Cristi, pentru că se anunțase deja ispita în casă până să intrați. Da, voi. Laura, nu cred că e. Laura e semi-scutită și ea. Semi. Nici nu e scutită. Da, da, dar mine s-a zis la Capricci că ar fi prea plauzibil să fiu eu. Asta invitații. Care ne-au spus că ei nu știu cine e. Eu nu mai cred nimic.
Dar la mine ar fi prea ușor. Prea ușor să demași, pentru că și prima dată când am intrat, când ai intrat, asta am avut senzația, știi, că tu ești. Că eu am avut o altă intrare și toată lumea zice, băi, a avut cea mai diferită intrare față de alții. Ce intrare ai avut tu? Te aruncau ca pipici pe aici. Păi nu neapărat intrarea, dar cartea de prezentare. Noaptea băieților, da. Și, și bine, a fost prima fată care a dormit în partea cealaltă la băieți, pentru că noi nu am avut, noi ceilalți care eram de la început. Și care au mai intrat pe parcurs. Au pus lumini în curte, că era vară când am intrat. Acasă ce ești spina. Numai eu sunt. Eu când eram acasă, credeam că e doar o vorbă asta cu ispita. Și că se plinge așa doar ca așa. Că nu e doar o vorbă, în moment ce s-a făcut atâta caz. Eu chiar și... nu înțelegeam de ce ar trebui să fie ispita. Eu când va veni ziua să ies pe partea aia, atunci vă zice cine e ispita. Eu cred că știu. Păi, ia, ce să mai zici? Păi da, dă o bomba. Da, că tu ai fost, nu? Ce? Ispita. Nu? Nu? Nu să, nu. Și băieții după și-au dat seama că era prea ușor să fiu eu și eu ne la știa discuțiile. Bă, are silicoane, ne dădeam imediat seama că e ispita. Păi nu, că prima dată când ai intrat, după fizic și așa... Mi-ai ales cartea lumea, de vizită. Măi, toată lumea s-a gândit că ai putea fi tu pentru că ne arătai super bine, știi, și... Arătam bine zis, nu mai arăt, Ionela. Băi, arăți în continuare, dar în sensul ăsta, știi că... Dar eram slabă. Erai un pic mai slabă, da. Oricum, îți dai seama, na, frumușicu, cu silicoane, cu tot, și dai seama că normal, ci care e primul gând, știind că o să vină, clar, tu arătai aici așa mai ispită. De-aia pusă la vedere ca să-mi scoată orice bun. Păi tocmai asta e ideea, că nu e vorba de fizic. Eu o să dau nume fix când va veni ziua să ies pe poartă, atunci vă voi da și o bomba. La final. Nu se știe niciodată. Poate să fie mai devreme, ori la final, dar atunci o să zic. Și știu 100%. Eu și cu Diana. Să zicem. Că ajunge să faceți bomba, dacă te cere Ionela. Și la final se anunță că e Robert. Nu zic asta, spun așa, ce-ai face tu? Cum te-ai simți? Mai nu știu. Pe fel unde zile cu un om, mă cerci ca să vorba aia. Nu crezi că nu este, știi? Și după n-ai de unde să știi că nu te poate minți. Eu înțeleg și chestia asta. N-ai de unde să știi că nu te poate minți la fel de ușor și în afară, știi ce zic? Și tu să-l crezi. Eu una la cât sunt de, nu știu. Sinceră, și mi se citește subtitrarea pe față când nu-mi convine ceva, mie mi-ar fi foarte greu să stau aici atâta timp și după aia să aflu că persoana de lângă mine ar fi fost ispita sau eu să mă pun în postura de a minți, de a mă preface că ce? Ispita e într-un cuplu. Eu așa cred. Ispita e într-un cuplu. Păi eu nu știu, eu n-am înțeles și chiar o să vreau să întâlnesc. Pentru că asta e rolul ei. Exact, rolul ispitei. Eu asta am înțeles, că rolul ispitei... Ce face? Scoate adevărul la iveală. Scoate adevărul la iveală, bun, dar în ce sens scoate adevărul la iveală? Capricile iubirii. Ispita. Înțeleg că în casa fetelor se bănuiește că ispita ar fi o fată. Nu de alta, dar băieții din, din casa lor spun că e un băiat. Deci cum facem? Eu nu mai zic până la final. Dar de ce nu s-a gândit nimeni la Mirela? Sau la Raul? Noi suntem scurtiți, căci cam din păi, pe informația... Când în casă, da. Era deja anunțat că ispita este în casă de mult timp. După ce s-a confirmat, a intrat Cristi, Mirela... Rareș? Rareș. Și Dragoș. Și Laura. Dragoșul. Laura. Dar poate a fost o ispită care a ieșit și a intrat alta. N-aveți de unde să știți. Se poate așa ceva? Asta nu merge. Se poate orice, măi. Okay. Da. Iar apropo de ce zicea Ionela, Ionela, și nu Ionela, tuturor vă zic, nu vă mai luați după un gest că eu am ridicat sprânceana, nu știu cum, sau că ați auzit cum spuneați voi, nu știu ce, chicotel prin regie și că lumea zicea nu știu ce de Raul. Sunt doar doi oameni, deci nu glumesc. Voi credeți că eu bat câmpii. Trei oameni, uite, mi se atrage atenția că sunt trei oameni care cunosc identitatea ispitei. Dar, atenție, dintre cei trei oameni, nici unul nu se află în regia tehnică. Ok, deci este posibil să fie și Raul atunci. Ca să ne înțelegem, adică numai producătorii. Producătorul general și cei doi producători de emisie. Așa că
Sau poate, atât, atât. Sau poate a plecat de mult acasă, dar noi continuăm să dezbatem. Sau poate a plecat de mult acasă, serios, adică... altceva. Eu, de ce credeți voi că rolul acestei ispite, fie ea bărbat sau femeie, ar fi să ispitească celelalte cupluri? Odată aflat într-un cuplu, da, rolul este să se îndrăgostească, da, sau să plece, să aleagă între dragoste sau bani. Deci dacă eu mă aflu într-un cuplu, la final scopul mi l-am atins. Ori iau banii și plec cu cuplu, deci nu mai am interesul să mă ispitesc pe unul sau pe altul. Deci dacă voi sunteți într-un cuplu, bine mersi, eu nu înțeleg de ce vă mai ispitesc. Păi lor le este teamă că partenerul sau slash partenera ar putea să fie păi și ispită. Doar cu partenerul sau partenera. Nu m-aș mai agita să-mi dau cu părerea, să mă... E și asta un soi de destabilizare, e o strategie... Da, dar ar prima, aș vorbi doar despre treaba asta cu iubirea. Ce să vorbească și atâtea ore? Mie mi se pare normal că vorbești și mie, mi s-ar părea bizar să fie în jurul meu sau în echipa mea un om care nu e... N-are același statut ca și mine și mi-aș pune întrebări. Întrebările mi se par firești, însă să știți că m-am pus și în locul vostru și ce aș fi făcut eu dacă în sezonul meu ar fi fost ispite, mie nu mi s-ar fi părut. Eu chiar, nu știu, pentru mine ar fi un target să fac o ispite să se îndrăgostească de mine. Adică mi s-ar părea ceva... Asta, pe de altă parte, revenind la Alexia, eu mai degrabă m-aș gândi cum să fac să fiu atent la care a fost discursul de la cartea de vizită, care sunt tatuurile și să-l fac pe omul de lângă mine să, nu știu, să se îndrăgostească sau să-l conving că nu. Păi asta am spus și eu, că orice argument aș da sau contraargument, cumva m-ar putea incrimina, pentru că eu aici nu am niciun act doveditor. Nu ai act al identității mele în casă. Adică eu nu pot să mă duc acum, hai că mă duc, scot contractul și îl arăt. Nu e despre contract, este despre niște emoții. Că vorbim despre emoții. Asta am spus. Păi haide să te întreb eu altfel. Și uite, poate vă sunt de ajutor. Te-aș întreba, eu mi-aduc aminte foarte clar ce tot spui tu despre cum vezi tu un bărbat. Tu ai spus că ție îți place ca bărbatul de lângă tine, nu? Să graviteze, să te ridice pe un piedestal și așa. Și te întreb așa, în ultima perioadă... Așa să mă simt. Da, da, să te simți. În ultima perioadă el tot îți arată că nu are încredere vis-a-vis strict de treaba asta. Cum e pentru tine să știi că bărbatul de lângă tine, cu care ești într-o cunoaștere, nu ți arată încredere? Frustrant. Bun. Mie mi se pare că tu nu arăți frustrare. Tu nu exprimi. De câte ori el te respinge? Și atunci s-ar putea ca tocmai din cauza asta el să continue să creadă. Exact. Pentru că, iartă-mă, orice femeie ar fi reacționat, poate un pic mai, la un moment dat, și zbor, da, mai lasă-mă cu ispita ta și du-te. Asta a fost discuția noastră de ieri, în care eu i-am spus că tu mi-am spui că nu ai încredere în mine neapărat și că îl simt în momentul în care se retrage și mai apare gândul de ispită. Dar până în punctul acela, el mi-mi transmite doar energii pozitive, adică nu mă face nicio secundă să mă simt lipsită de încredere din partea lui.